V-a fost rușine vreodată să spuneți că sunteți romi? Înainte să apăreți la televizor, înainte să cântați? Niciodată, pentru că romii... Romii. Da? Schneider? Deci sunt foarte talentați. Că o fac după ureche. Adevărat, așa e. Sau o fac cu școală. Dar de ce aveți faima asta ușor denigrant, așa? De ce crezi că lumea când spune rom se uită un pic? Există persoane care... În 1375 au venit în România. Venind din India, bineînțeles. Au fost sclavi din ce am citit. Da, te ascult. Pe Wikipedia au fost sclavi numai că în partea Ardealului, în Transilvania, aveau pământuri, deoarece cântau și la toți cei care distrau pe boieri, pe cum era în acea vreme. E și acum la fel, cam la fel de și da, le-au dat pământul și au făcut case. Chiar au trăit acolo extraordinar de bine. Ce s-a mai întâmplat pe parcurs? Dar sunt romii mai opulenți decât românii? Da, sunt. Cu siguranță. Vorbeam. Și crezi că negri. Din cauza asta și-au atras vorbeam antipatii? De cei cu pielea neagră din America. Sunt mai opulenți, cu blănuri, cu lanțuri, cu... Poate fie și ăsta un motiv pentru care și-au atras antipatia asta? Cred, invidia? Cred. Depinde cum folosești așa opulență. Că nu e interzis să fii opulent sau opulentă sau... Absolut. Să gândești frumos, da? Dacă împachetezi frumos, că tu știi că ești designer, da? Iese o, hai să zicem, opulență. Ghilimele, este ceva frumos. Ați avut vreodată de suferit de pe urma faptului că sunteți rom? Ați fost ținta unor atacuri indirecte? Băi, n-am băgat de seamă. Când am construit această trupă și acest concept, pentru că e un concept diferit. Corect. Da? Adică noi suntem singuri pe nișa asta. Este găselița aia pe care am făcut-o și că se poate face și din muzica asta, se poate face ceva foarte mișto la nivel mondial. Și am reușit în sensul ăsta. Primul an, eu eram sigur că am compus o piesă balans pla la Ismei din România, by Gypsy Casual. Băi, de unde țiganii ăștia? Balansul este fabricat în România de ei. Aha. Înțelegi? Aia așa am gândit și chiar așa a fost, efectul a fost cel scontat. Tu compui piesele? Compunem și împreună, vorbeam de piesa pe care am compus-o atunci. Nu, a fost așa o întrebare da, paralelă cum să nu, cu cum discuția. Să nu. Compunem împreună linii, chestii pe care le-am avut. Și atunci și balans pe ala is made in Romania by Gypsy Casual, știi? Și atunci, de unde își permit ei așa? Și acolo scriau pe și fel de răutăți, dar nu le bagi în seamă. Pe mine mă interesează că am știut să-i stârnesc și să văd ce se dă afară. După un an de zile, suntem acum și atunci după un an de zile foarte iubiți de populația majoritară. Suntem români, pentru că absolut asta toți. Suntem, de etnie romă. Bun. Spune cum ai reacționat când ai reacționat, când ai înfuriat. Cum ai reacționat cel mai urât? Am spart tot de prin casă. Geamuri, lustre. Ai spart geamuri și lustre? Tot. Și atunci a fost prima și ultima oară. Când am dormit în frig. Deci, Mihăiță, ai văzut că eu am venit în seara asta, astăzi, cu Costin și toată echipa. Suntem pregătiți. Suntem mega pregătiți să vă dăm gata. Campanie, atenție, pe Facebook, nu uitați să ne votați. Sunt prietenii noștri foarte buni, dar am spus, când ești în competiție, n-ai mamă, tată, colegi, prieteni, n-ai pe nimeni, domnule. Până la urmă, oamenii deci de acasă. V-am înfrânt noi doi, Antonio nu este, Nicolas, Lucian... Uite, 2. Bun. Unde Mihai, sunt, să vreau să știu dacă unde ești un bărbat gelos. Sunt narcisist. Cred. M-ai întrebat dacă sunt gelos. Am spus, sunt narcisist, egocentrist. Ce să-ți mai spun? Posesiv? Foarte. Vreau să știu ce face Gia acolo cu bărcuța aia, că văd că ești aproape. Ia, ce frumoasă e. Ai și drăguț? Băi, haideți, da. Că n-am gătit românește. Jur că este o pincuță. O pincuță și eu cred că a tot asta. Nicolae, da. E o pincuță să românească, țărănească. Sincer? Ce Gia, spune-le oamenilor de acasă ce ai făcut acolo, că se uită la tine și cu siguranță vor să afle. Am pus ardei pătrunjel roșii. Ai amestecat-o? Am amestecat, da. După care pe blat am așezat carnea și am urmat-o așa, în felul ăsta, bărcuță. Așa se face, de fapt. O pincuță, ca suntem... Pincuță, da. Pe care le vom așeza în tavă și... Câte ne faci, Gia, ca să știe și prietenii știu de la Prestige Orchestra? 6
Da, 6 bucăți. Dar aveți foaie de copt ceva? Avem și foaie de copt, îți dau eu imediat. Dragilor, asta e mâncarea mea deja. Felul întâi de stat, e sfeclă, cu brânză de capră, niște nuși, pătrunjel. Am făcut un vinegret pe bază de struguri. E foarte gustos, n-am tare mare contrast de culoare. Acum am apucat să-mi fac ceapa caramelizată cu un chi de paprika. Uite, am niște paprika. Asta e paprika afumată, Măriuca. Îmi place paprika foarte. Paprika afumată? Paprika afumată, da, e fantastică. O pun peste ceapă, o caramelizez. Ne-am făcut rondele de ceapă, Măriuca, uite. Le-am prăjit un pic de... vreau să dau culoare în farfurie. Am niște paste de orez care le-am făcut deja înainte crocante. Și acum am apuc să-mi fac... piureu, ca un fel de piure de fasole, Măriuca, cu un pic de usturoi în el și după aceea cărnață pe care o să vezi, îi prezint oarecum ca niște soldăței, unul mai mare, mai mic, tăiat frumos, o să vezi, fac o farfurie foarte frumos. Ok, bun, hai că de-abia aștept să vadă ce-ți mai iese acolo, ce bunătate îți mai iese. Mă tot gândesc la prestij. Nu-ți iese din cap chestia asta? Nu-mi iese din cap chestia asta cu prestijul, să știi. Și ce le-ai zice? La atâtea evenimente, zeci de evenimente ne-am întâlnit. Da, am văzut și eu. Suntem așa, ce faci, haide, ai nevoie și de ceva. Și uite-te acum, vezi? Am folosit instalația lor de sunet, ne-a ajutat în toate felurile. Uite, vezi? Abia acum, într-o competiție, îți dai într-o seama, prieteni, adevărat. Îți dai seama cât de rău poate să fie un om cu asemenea trupă în spate. Învață! Dragilor, și noi vă iubim, dar de data asta trebuie să facem la un fel. Măi, dacă o să câștigăm, noi împărțim premiu. Deci rămâneți cu noi și nu pierdeți nici ediția de mâine, pentru că se anunță foarte interesantă. O, tu știi ce bune sunt astea? Eu sunt fan așa. Nu? Sunt foarte gustoase. Dar ce ai pus în ele, vreau să știu? Ce condimente? Că n-am băgat de seamă și vreau să mai zici o dată, te rog frumos, e important. Am de la magazin turcesc, am cumpărat deja carnea preparată, adică condimentată mai exact. Ah, ce tare, bravo. Cu condimente de ale lor, dar am mai adăugat eu... Oaie, da. Am mai adăugat eu roșii, ardei, pătrunjel și ceapă avea în ea. După care vom pune și mozzarella peste. La sârșie? Mai deci nu mai faci turceacă. Deci după ce le scoți pic, de... Da, puțin, o interpretez în felul nostru. O facem pic da. O facem un pic românește, așa. Românește, da. Ia ziceți, mă băieți, facem față cu ce am pregătit pentru astăzi, îi dăm gata? Am eu ce credeți? Ce e rețeta? O mentă. Da. Mentă? Ah, limonadă faci, nu? Dar nu ne-am hotărât cine toacă morcovul. Îl punem pe Mirel să toace morcovul. Se pricepe, Mirel. Tu, Liviu? Zi la ce? O să mă ocup de carne, o să... Da. O să o mănânci sau ce? O punem în punga, în punga specială. Eu supraviețuiesc, auzi. Supraveghez tot... E supervisor tu, nu? Da, șef de partidă, ce să faci? O să ne ocupăm și de spălatul vaselor, că așa e frumos. Trebuie cineva să facă și munca asta de jos. Deci, Mihăiță, ai văzut că eu am venit în seara asta, astăzi cu Costin și toată echipa. Suntem pregătiți. Suntem mega pregătiți să vă dăm gata. Campanie, atenție, pe Facebook, nu uitați să ne votați. Aie, asta vom vedea. Aici. Sunt curioasă, Gia, tu iubești? Nu. Nu? N-ai un iubit? N-am. Din păcate nu am. Și n-ai timp sau nu vrei? Dar de cât timp e singură? Nu e vorba de niciun timp, adică am aș avea timp, de ce să nu am timp? Normal, stai puțin. Doar că și Madonna iubește, ce crezi? Nu am găsit cu cineva. Și Elton John iubește. Ai văzut? Dar spune-mi de cât timp e singură. De 4 ani. De 4 ani? Singură? Da. Bun. Asta nu înțeleg. Cum ți-ai dorit să fie bărbatul din viața ta? Contează mult și fizicul, păpărea. Să fie frumos. Adică primul. Hai să fim poți. Să fie frumos. Să fie frumos. Așa. Logic. Ce înseamnă cine un bărbat știe frumos? Ce frumos. Fizic să arate ok. Înalt, slab, scund. Cum îți place? Nici foarte înalt, dar nici foarte pitic. Mic. Pitic, să pitic. Zic. De grădină. Am nevoie să mă întreacă totuși. Că mai sunt destul de micuță. Cum? Mai ales dacă îți iei tocuri, normal. Când iau tocuri, da. E suficient asta? Punem pe tot, da. Gata, scuză-mă. Dar ce pune Mihai acolo? Bulgur. Bulgur, nu? Bulgur, e un grâu. Spuneți-ne-mă oameni cu și nouă. E un grâu concasat pe care l-ai pus peste. Că oamenii se uită la voi și nu înțeleg ce faceți acolo. Mai zi o dată, te rog, ce ai făcut acolo.
Hai că salată tabule cu bulgur, cu roșii, ceapă și, desigur, pătrunjel. Și mult pătrunjel, mult, desigur. Mult, pentru că aia e baza, pătrunjelul. Și foarte sănătoasă salata. E de pătrunjel, da. Zama de lămâie o să o pun aici. Uh-huh. Separat. Separat. Bun, acum v-aș dat cu doar, arată bine? Da, super, Marie, le-am dat la 250 de grade. Da, 250, 20 de minute ar trebui. Cam 20 de minute, e perfect. Da, dar dacă e foarte puternic, nu știu, poate se... prepară mai repede. Nu, Doamne ajută. Deci, Mariuca, stăm bine sau nu? Stăm bine, da. Întotdeauna noi stăm bine. Uite ce fac eu, Mariuca. Ne-am luat fasole gata fiartă, înțelegi? De unde ai luat-o gata fiartă? Din conserv de la magazin. N-am avut timp, m-am păzit, m-am grăbit, cum zice la mine, și ca să o fac mai gustoasă, Mariuca, înainte am călit un pic de ceapă, un pic de usturoi, am pus un pic de apă ca să nu mi sadă, doar să mi se moaie foarte bine ceapa și usturoi, să-mi dea aromă. Am pus sare, piper și după aceea am pus fasolea pe care am spălat vreo 3-4 ori aici, pentru că vreau să fac foarte cremoasă ca și un piure, Mariuca, înțelegi? Am înțeles. Și n-am vrut să fie fasolea fadă. Păi și nu poți să o blendezi așa ba cum... Da, ba da, ba da, ba da, dar zic că înainte i-am dat un pic de aromă la ceapă și usturoi, Mariuca. Aici mă fac, uite, ceapa caramelizată, uite, caramelizată, paprika. Doamne, ce bine arată! Paprika, vreau să foarte fain, o să pun și un pic de sare. Pus deloc pe ea, Mariuca. Fii atent. Ne-am făcut deja, oarecum să zic, decorul care se mănâncă și acum mă apuc să-mi fac cârnată, să-mi brăjesc cârnată, să stai ca niște soldăței, o să dau gust la fasole, o să o blendez, să o fac foarte cremoasă, o să pun soldăței așa, cârnată, ca niște soldăței, și o să vezi că fac o farfurie foarte interesantă. Hai că abia aștept să văd, Nicolae. Nu. Bun. Revin la Gia, că n-am terminat cu bărbatul, cum trebuie să arate bărbatul, da. Da, să fie înalt, cum așa. Nici foarte deci înalt, dar nici foarte, da. Băi, mai mult, nu știu, să fie sufletist. Pentru mine, oamenii care au suflet și sunt, cum să zic, nu știu, miloși, așa, foarte... Sufletiști. Sufletiști, să fie zis, sufletist, da. Să fie darnic. Darnic. Dar ce darnic? Nu... Așa e și moș, că sunt darnic. Darnic. Să fie darnic. Nu-ți plac bărbații zgârciți, nu? Nu, dar nu am nici erai pretenții prima care îmi ziceai... de genul vreau să mi se facă cadou non-stop sau nu, nu sunt genul. Să nu fie chitros. Dar nu-i vorba de cadou, dar nici să-și mănânce de sub unghii. Adică... Logic. Să nu fie chitros. Să nu fie chitros, asta zic, da. Da. Așa. Ochi albaștri, brunet, blond. Ca să mai excludem din ei, să nu scrie chiar toată planeta. Deocamdată nu-l văd într-un... să arate... Adică n-am o imagine anume, să știu cum să arate. Îți plac bărbații cu simțul umorului dezvoltat? Da, sigur. Deci contează dacă are simțul umorului dezvoltat, contează, nu? Altfel te plictisești, n-ai ce să faci. Deci să nu fie plictisitor. Da. Dar te-ai gândit vreodată să ai o relație cu cineva din showbiz? Îți place cineva din showbiz? Nu. De ce dragostea să o ca așa, unde? Că dragostea până când te lovește, te lovește, nu? Merg împreună în concerte. Așa e, cum zice Nicolae. Cum a zis Nicolae, că n-a fost atât? Nu s-a întâmplat. Eu sunt pe genul ăla, aștept să se întâmple chimia momentul ăla, chimia aia, da. Nu. Dacă ești pe genul ăsta, stai liniștită. Stai liniștită, că mai vorbim și peste 4 ore, o să fii la fel. Nu știu, aștept, nu mă grăbesc. Chiar nu mă grăbesc, n-am de ce să fac greșeli. N-am de ce să fac greșeli, știi, nu am... O să am nevoie de ăla mic să ți-l iau. De ce anume? Să opresc zeama. Asta a început să se rupă, că nu s-a... Te rog. Nu e problemă, dar aia unde o mai punem, în altă tavă? Da, am nevoie... Păi cred că ajung alea. Am tavă. Pune-l acolo, uite, mai am tavă acolo. Da, dar cred că sunt suficiente. Sunt suficiente. Că suntem mult, mai sunt și ceilalți. Să mănânce, să se sature. Să mănânce, să se sature, corect. Da. Bun, vreau să mai vorbesc acum un pic cu Mihai. Da. Arunc aici. Gata. Mihai, zic că te iubești foarte mult și că ești narcisist, da? Da, mă iubesc. Dar spune, extra. Ce defect ai tu? Îți recunoști defectele? Aoleu, o să cadă tot asta. Trebuie să spun la sfârșit. Dacă nu ți-ai recunoaște defectele, ar fi... Că dacă îmi spui că sunt perfect. Nu. Poate să glumesc cu tine, că sunt quintesența perfecțiunii. Asta zic. Da, asta zic.